Liviu le spunea băieților că intră și el pe un live al unei fete care face videochat. chat. Îi zicea lui Sergiu, dacă e curios să vadă, îi dă contul lui de pe live Jasmine, ceva de genul acesta. Apoi Liviu l-a întrebat pe Marius ce anume scria la el la descrierea contului. Marius a zis că nu mai știe exact și nici nu s-a uitat prea bine astăzi când s-a arătat în emisiune pentru că era atent la Ioana. Spunea Marius, mă uitam la Ioana săraca că tremura și că nu se simțea bine. Apoi a zis că astăzi el a dat un șoc extrem de mare la foarte multe persoane, la mulți oameni. Liviu i-a spus dacă te consolează cu ceva să știi că noi nu suntem șocați chiar deloc de ceea ce am aflat, iar Marius i-a răspuns că nu îl consolează.